Pe holul asociațiilor și chiar înăuntru, membrii celor două organisme care luptă pentru drepturile persoanelor și familiilor celor infectați cu virusul HIV așteptau nerăbdător să-și primească cadourile. Jandarmii giurgiuveni au fost și în acest an mesagerii lui Moș Crăciun pentru tinerii care fac parte din asociațiile Viață și Speranță 2003 și Licurici. Prin această acțiune, jandarmii și-au dorit ca în preajma sărbătorilor de iarnă să facă o mică bucurie și să aducă o rază de lumină în viața membrilor celor două asociații. Astăzi, pentru persoanele seropozitive din județul Giurgiu a venit Moș Crăciun. Acum au adus și pachetele Jandarmeria Giurgiu, ca în fiecare an. Ei sunt alături de noi încă de la înființare din 2003. Astăzi sunt aici o parte dintre ei, care sunt nedeplasabile, o să mergem să ducem pachetele acasă. Iar vreau să mulțumesc toți oamenilor cu suflet sau cu dare de mână, care anul acesta s-au gândit la aceste persoane. Activitatea face parte din cadrul campaniei Jandarmeria pe înțelesul tuturor, care se desfășoară la nivel național și are ca scop apropierea de cetățeni, informarea acestora cu privire la rolul și misiunile pe care jandarmii le execută, inițierea unui dialog cu societatea civilă și desfășurarea unor activități preventive educative. În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, cadrele Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu sunt alături de asociațiile Viață și Speranță 2003 și Licurici. Ne bucurăm că și de data aceasta ne-au primit în mijlocul lor cu inima deschisă și măcar pentru o clipă au uitat de problemele de sănătate cu care se confruntă. Pe lângă micile daruri pe care astăzi le-am adus, noi le-am urat să aibă parte de multă sănătate, pentru că de asta au cea mai mare nevoie și să-și petreacă sărbătorile în liniște. Despre câte pachete este vorba și cine a contribuit la ele? Sunt 105 pachete, au contribuit toți jandarmii. Pachetele cu alimente, dulciuri și fructe au ajuns la membrii asociațiilor Viață și Speranță 2003 și Licurici și au fost oferite din contribuția jandarmilor giurgiuveni.